O zi de muncă obișnuită s-a transformat în una tragică pentru un mecanic. Bărbatul lucra la o firmă de transport în comun din Gorj și s-a apucat să repare unul dintre autocare. Deoarece i s-a părut că autocarul este instabil, mecanicul s-a băgat sub acesta pentru a fixa cricul, moment în care acesta a alunecat și l-a strivit pe bărbat. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă au sosit la fața locului în vederea stabilirii condițiilor de muncă în care lucra acesta. Ce s-a întâmplat? El era, a vrut să depaneze un autobuz și l-a susținut pe cric. Cricul a fost pus pe niște bucăți de lemn și la un moment dat lui s-a părut că cricul se mișcă. S-a băgat cu capul înăuntru să așeze mai bine cricul. Probabil s-a mișcat ceva și cricul a alunecat de pe lemne și autobuzul a căzut pe el, zdrobindu-i capul. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au demarat o anchetă în vederea stabilirii cauzelor în care s-a produs accidentul. La data de 13 martie anul curent, polițiștii din cadrul Poliției orașului Novaci au fost sesizați prin apelul 112 despre faptul că, pe raza localității Baia de Fier, a avut loc un accident de muncă soldat cu decesul unei persoane. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și nerespectarea normelor legale de securitate și sănătate în muncă. După producerea accidentului, colegii bărbatului au sunat la ambulanță, însă nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea lui. Acesta a decedat pe loc. S-a făcut resuscitarea individului, dar deja după câte mi-au comunicat cei care au fost la fața locului, l-au găsit decedat. Dar conform protocolului și legii s-a făcut și resuscitarea la fața locului, dar nu s-a putut salva. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a se stabili cauzele exacte ale producerii accidentului.